Astăzi am o surpriză pentru voi și o să vă arăt câteva portofolii de investiții create de profesioniști care au fost testate în timp și au adus randamente uriașe. Începem cu primul portofoliu de investiții și probabil cel mai faimos portofoliu de investiții de astăzi și este portofoliul All Weather al lui Ray Dalio. Nu o să stau să vorbesc prea mult despre portofoliul Ray Dalio pentru că este atât de faimos, însă vreau să vă arăt pe ecran acum cum arată modelul de alocare al portofoliului. Dacă vreți să-l replicați, este destul de ușor. O să vă pun iarăși pe ecran care este varianta cea mai simplă din punct de vedere investitor român pentru a replica fiecare element. Avantajul unui portofoliu ca acesta, ca acela lui Ray Dalio, este practic diversificarea extremă. Un astfel de portofoliu acoperă orice tip de investiție clasică la care vă puteți gândi. Acoperă investiții în acțiuni, acoperă piața, acoperă oportunitățile mai mici din piață, acoperă obligațiunile pe termen scurt, pe termen mediu, acoperă investiții alternative. Deci, practic, aveți diversificare maximă și un risc redus. Practic e portofoliu care a scăzut cel mai puțin în timpuri grele. Al doilea model de portofoliu pe care vreau să vi-l arăt este de la o persoană poate mai faimoasă ca Ray Dalio, dar este un portofoliu nu la fel de faimos. Și este portofoliul Coffee Can al lui Warren Buffett. Probabil îl cunoașteți pe Warren Buffett dacă vă uitați la un videoclip despre investiții pe YouTube. Este probabil unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai mare investitor al tuturor timpurilor. Și Warren Buffett propune un portofoliu numit Coffee Can de investiții în acțiuni de calitate care au o istorică dovedită și care produc cel mai important lucru posibil într-o investiție, cash flow. Pentru că până la urmă, de ce ai investi în ceva care nu produce cash? Inevitabil, după o perioadă de timp, hype-ul va muri, iar investiția aceea va cădea. De asta, Warren Buffett este focusat pe un singur lucru atunci când investește. Ce cash flow produce investiția respectivă? Ce cash flow are compania respectivă? Ce cash flow are investiția imobiliară respectivă? Deci o să vă pun din nou pe ecran cum ar arăta un portofoliu de investiții bazat pe conceptele lui Warren Buffett, dar pe scurt, focusul nostru aici sunt acțiunile reputabile, blue chip, eventual dividend aristocrați, care oferă dividende constante în creștere, care nu s-au oprit niciodată și care evită practic volatilitatea pieței. Nu ne bazăm pe hype, nu ne bazăm pe trenduri, nu ne bazăm pe bull runs, ci ne bazăm pe o investiție solidă, fundamentală. Al treilea portofoliu de astăzi este portofoliul Two Fund Solution. Este probabil unul dintre cele mai simple și cele mai eficiente portofolii de investiții pe care le poate face un începător astăzi, punctul meu de vedere. Adică dacă eu astăzi m-aș lăsa de investiții, toți banii mei i-aș pune într-un astfel de portofoliu ca să nu-mi fac niciodată griji despre ei, să nu stau niciodată să îi urmăresc, să nu stau niciodată să urmăresc piața și așa mai departe. Two Fund Solution este super simplu de explicat, investește într-un fond care urmărește toată piața bursieră și în încă un fond care urmărește toată piața obligațiilor. Să mă corectez, când m-am referit la toată piața bursieră, mă refer la toată piața de acțiuni. În alte cuvinte, poate fi replicat printr-un Total Bond Market ETF și un Total Stock Market ETF. Din nou, o să vă las pe ecran câteva opțiuni pe care le aveți pentru a acoperi astfel de fonduri și să mergem la următorul, pentru că nu sunt multe de zis aici. Practic, în linie cu economia, vei crește și tu. Mergem către un portofoliu puțin mai complicat și mergem către portofoliul Yale Endowment Fund. Practic, acesta este fondul de investiții pe care Universitatea Yale, una dintre cele mai faimoase universități din lume și din America, îl are pentru banii săi. Acest portofoliu a fost creat de David Swensen, un mare investitor faimos, un lector universitar și așa mai departe, și are o alocare diversă în acțiuni, în imobiliare, în REIT-uri, în imobiliare efectiv fizice și în hedge funds. Practic e un tip de investiții puțin mai riscant care are nevoie de active management pentru a alege fondurile corecte. Dacă aș face eu astăzi un portofoliu de acest tip, cam în aceste ETF-uri aș investi și cam la aceste acțiuni m-aș uita. Și ultimul model de portofoliu pe care vi-l voi arăta astăzi nu este neapărat de la un investitor faimos, ci este portofoliul pe care eu l-aș crea astăzi ca model de portofoliu pentru un începător. Pentru mine, portofoliul ideal pentru un începător ar arăta în felul acesta. O alocare de 40% în Total Stock Market prin MSCI World. Practic, cu acest ETF vei prinde toată creșterea bursieră pe care piața mondială a țărilor dezvoltate o are. O alocare de 30% în Emerging Markets Fund, iarăși un ETF care prinde toate acțiunile din țările emergente. Vorbim de țări ca și Coreea, ca și China, de exemplu. Practic, pe lângă faptul că vom avea toată creșterea bursieră din țările dezvoltate, unde avem companiile mari, avem o alocare și în companiile din țările emergente. Putem prinde potențialul de creștere mai mare din aceste țări care încă n-au ajuns la maturitate. Desigur, cu riscul aferent. Și încă 30% i-aș aloca către
titluri de stat românești. În loc să iau un fond de obligațiuni americane care să-mi aducă un 3-4%, mai degrabă aș investi în titluri de stat românești care să-mi aducă un randament mult mai mare, cu realist vorbind același risc. Bun, cam astea au fost strategii de investiții folosite de profesioniști sau de mine. Dacă vrei să începi propriul tău portofoliu de investiții, fă-ți un cont la Trading 212 și poți câștiga o acțiune gratuită care poate valora până la 100 de euro, doar dacă folosești codul promoțional Florin. Nu de alta, dacă câștigi o acțiune gratuită, o vinzi și după aia poți să începi să replici cu acei bani primiți gratuit unul dintre portofoliile pe care le-am discutat astăzi. Și dacă vrei să știi care este strategia pe care eu o voi folosi anul acesta pentru investițiile mele personale, uită-te la videoclipul acesta pentru că o explic în detaliu. Ciao!